Bună dimineața, Oeda, ce lansare chiar de hramul orașului pe 14 octombrie, joc moldovenesc de la acord, iar în această dimineață băieții sunt alături de noi. Bună dimineața! Bună dimineața. Am iubit și mai iubesc o fată care deja este măritată. Da, corect. Și eu vreau să vă complimentez, arătați spectaculos cu de fiecare dată, iar tu așa bați la ochi. Foarte frumos, sacou. Mulțumim. Salutăm pe această cale pe Cătălin Botezato, care are grijă. Ești prietenul vostru de ani de zile, nu? Da, ne cunoaștem ocazional la evenimente, petreceri, ne vedem, dar datorită... Bună ziua, recunoști sacou, da? Da. Mulțumim, ne simțim foarte bine. Dar vă țineți cont de foarte mult de aspectul, sunteți la 4 ace de fiecare dată, de când eu vă țin minte, de când te țin minte. Consider că un artist așa și trebuie să fie, da? Da, eu cred că asta este punctul numărul 2. Adică, unul este talentul și ceea ce tu prezinți și doi este felul în care cum tu arăți. Când se combină interiorul artistului și cu exteriorul, atunci e o metamorfoză și publicul simte o energie mai puternică. Așa e, cu siguranță, mai ales că pe civil tu adopți un stil casual. De fiecare dată când te văd, ești așa, e un stil smart casual, hai să zic. Deci îți dai seama că nu pot să mă merg la magazin în sacou, da, sau să merg nu știu unde. Așa, ar fi culme. La shopping, da, dar consider că atunci când e vorba de apariții, scenă, prestații, absolut tot ce ține de partea artistică, este foarte important să fii în ținutele tale, permis să zic scenice, pentru că până la urmă e vorba de haina pe care care tu îmbraci și în scenă, ori bine, e o diferență. Așa e. E vorba de spectacole foarte mari și TV, lucrurile stau. Uite, astăzi am decis să ne luăm aceste ținute clasice, arătați pentru că ele bine, sunt clasice. De altfel, știi cum, chiar am testat momentul ăsta. Am venit de foarte multe ori la TV în ceva mult mai casual. Și după aia ne-am uitat împreună și am zis că Nu. Apropo, în clipul care l-am văzut, tot aveți ținute stilizate acolo, dacă nu greșesc ceva, purtați. Tot felul de... Întotdeauna am încercat să fim originali, chiar dacă videoclipul și piesa este cu tentă folclorică, am încercat să stilizăm. Ați stilizat un pic moment. Să modernizăm. Apropo, iarăși creație proprie, dacă pot să zic așa, pentru că voi și Iurie Badicu ați făcut iarăși echipă bună. Când, de ce de hramul oraș? Așa ați vrut inițial sau au coincis cumva acest... Lucrurile s-au aranjat, cred că da. Nu vreau să fim sinceri cu tine, să spunem că ne-am programat să fie chiar și mai devreme, dar s-a primit așa că ne-am trezit în dimineața de hram și zic că, bă, produsul nostru deja vrea către public. Și cam așa s-a aranjat lucrurile. Și a fost lansarea de hram. Exact, S-a votat în grup și am dat start. Da. Postăm. Piesă, adică joc moldovenesc, populară cumva, mă rog, iarăși cu nuanțe așa de muzică populară. Așa a fost, așa ați vrut, pentru că ultima reușită a voastră de gen a fost anul trecut. Exact, da. Da, cam așa. Păradorului, cine s-a născut aici, a urmat după aia. Mare. Păi, uite, foarte bună întrebare. Nu m-am gândit la asta. Ne-am propus noi acest lucru, ori lucrurile s-au întâmplat de la sine? Pentru că ați cântat și în rusă în ultima vreme. Adică la voi e foarte așa... Divertisment muzical. Foarte mare divertisment muzical. Totul a pornit, de fapt, de la linie, după care și textul cumva combinat și cu tot. Nu ne-am gândit, de fapt, niciodată la acest moment, dar eu presupun că din motivul că suntem trei personalități într-o echipă și cumva toți trei vârste diferite, cumva vin influențe diferite, știi? Și este un plus mare că noi toți cumva vibrăm la fel și nu asta încercăm să dăm cu... Aveți de câștigat tot. Așa e. Ați testat la anunț deja piesa. Da, am testat-o. Deci piesa este foarte iubită. Din prima am simțit acest lucru, chiar de la primul eveniment în care am zis că piesa nu era lansată, dar noi am zis că hai să o cântăm la acest eveniment, să facem un test, știi? Da. Și deci din prima am înțeles că piesa este de impact. De fapt, atunci când făceam acest cântec împreună cu băieții și vrem pe această cale să mulțumim foarte mult lui Radu Duminică pentru aranjament și Sergiu Teacă pentru mix master, am înțeles că va fi o piesă iubită de moldoveni, pentru că această piesă întruchipează, de fapt, sufletul nostru. E cumva despre când noi. Când auzi muzică populară, exact, gata. Jocul din Moldova Mare. E cumva o combinație. Avem în ADN asta, e da, clar. Da, e în sânge, sigur. În rest, cum vă mai merge, băieți? Ce mai faceți? Aveți evenimente acum? Păi mai sunt așa, câte unul, de ce te vină la această întrebare? Tu îți fac...
că e pandemie și nu știi ce-o fi mâine. Păi îți dai seama că totul este organizat și stabilit la nivel de criterii pandemice, sigur, da, absolut. Nu putem să nu fim mulțumiți de situația dată, fiindcă oricum avem ocazii să cântăm, să fim la petreceri. Să mai fac și concerte mici. Da. Eu cred că totul este bine. E mai bine decât anul. Uite, chiar cum ar fi astăzi, deja miercuri, avem seara un spectacol micuț, așa, da, foarte interesant. Unde? La Teatrul Eminescu. La Teatrul Eminescu. Da, exact, cu toate regulile stabilite, dar suntem în recital în acest spectacol. E bine că deja sunt niște reguli clare, lumea le știe și în funcție de reguli, da, deja absolut, acceptă. Da, vine, vaccin, nu vine, test, da. Da, sigur, totul lumea este cumva pus. Revelionul în față, așa că să vedem ce-o fi, că atunci sunt foarte multe petreceri și, mă rog. Da, Revelionul de anul trecut mi-aduc aminte. Nu aveți programat peste hotare nimic? Știți că de regulă se... Știi, sunt foarte multe discuții, apeluri, dar noi suntem oamenii și artiștii care, știi, până nu vedem, nu credem. Așa adică e. Discuțiile care se fac, se fac, dar până la urmă vedem, ori, să zic eu, mergi acolo unde simți că ești cel mai mult așteptat. Cu siguranță. Dar ales că iarăși e pandemie și se merită riscul, știi cum? Absolut, și efortul. Absolut. Și efortul. Băieți, suntem gata să ascultăm piesa voastră. Cu mare drag. Și să dansăm și să ne simțim bine de dimineață. Mergem. Noi vă mulțumim de fiecare dată, o plăcere să stai de vorbă cu voi. Să spunem două, trei cuvinte, dacă se poate, desigur, pentru regizorul nostru. Da, da, da. Rog, Oleg Os, cel care clipul? A făcut clipul. Radu Duminică, în premieră, o colaborare a fost cu el. Aha, instrumental. Da, exact. Da. Și mai lucrăm, apropo. Aha. Și mulțumim foarte mult baletului Premium Events. Ai văzut ce haiduși, ce fete. Și pe această cale o să-i mulțumim foarte mult și domnului Veselin Rodideal, care a fost alături de noi la această producție și echipei. Câte zile v-a luat, apropo, să filmați? O zi. De dimineață, noi întotdeauna străduim. La o vinărie. La o vinărie. Și îmi dau seama că nu putem face desigur publicitate. Că nu. Dar vreau să zic că a fost cea mai friguroasă zi din toamna asta. Aha. Deci am înghețat. Ați găsit voi când să filmați clipul. Așa, două zi s-a încălzit. Păi, bravo, băieți. Dar știți cum a fost frig afară, dar voi ați avut căldură în suflet și atmosferă. Exact, a fost echilibru de care avem nevoie în viața asta. Și pe această notă pozitivă, hai să cântați.